Bună, hey, sunt Ruxy și astăzi vreau să vă arăt cum să aplicați fondul de ten. Nu contează ce fond de ten aveți, Dior, Chanel, Armani, L'Oreal. Cum să-l aplicați încât să aveți tenul de porțelan? Pentru că foarte multă lume mă întreabă, acum aș găsi tot ce o să facă pipi. Așa, scoate tot nisipul, scoate tot nisipul din lătiță, că strânge proasta de Ruxy. Ok. Deci, multă lume mă întreabă... Ocio, poți să pleci. Ok. Multă lume mă întreabă, Ruxy, cum faci să ai tenul de porțelan? Nu știam că am ten de porțelan, dar pot să vă arăt cum să aplici fondul de ten ca să ai ten de porțelan. Deci, fiți atenți aici. Probabil vă întrebați de ce sunt în duș, pentru că aici se întâmplă că ăsta e trucul care mă ajută să fac pielea foarte mișto cu fond de ten și trucul ăsta e valabil pentru femei de orice vârstă. Credeți-mă, dacă faceți chestia asta... Primul pas! Se ia dușul. Eu sunt îmbrăcată așa ca să pot să vă arăt. Pentru că, na, nu pot să stau dezbrăcată în fața voastră. Ne udăm, da? Se iau săpun. Și ce facem? Frecăm bine la sub braț. Frecăm bine la celălalt sub braț. Deja simt cum pielea mea devine mai netedă și abia aștept să pun fonduri de ten pe mine. Hopa, să nu dăm jos să iasă sfârculețele. Frecăm bine, da? Luăm și un purețel și pac, 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 pac. Frecăm, nu doar dăm cu apă. Am observat că mulți doar așa iau apă și fac... Și gata. Nu, 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 nu. Nu așa se pune fondul de ten pe față. Așa o să arătați buboase. Vedeți? Frecați bine. Ce se întâmplă acum? Luăm ce trebuie. Puțin detergent pentru zone intime. Și frecăm aici. Ce fac aici? Frec bine. Așa se freacă. Nu dați doar cu apă și așa. Nu! După ce am frecat zona din față, mergem la zona din spate, tot cu săpun și detergent. Și frecăm bine zona din spate. Urmează să frecăm picioarele. Frecați bine, uitați mereu de picioare, dar picioarele, știți ceva se întâmplă cu picioarele, să vă spun ceva. Se împut. Ca și orice altă zonă, frecăm bine, spălăm. Vedeți? Așa se spală piciorul. Am terminat pasul care face fondul de ten să arate ca de porțelan pe față. Bun, și înainte să aplicăm fondul de ten, trebuie să ne dăm cu primerul. Dăm foarte bine cu primer ca să poată să întindă fondul de ten. Dați așa, primer, primer, primer. Doar să luăm fondul de ten preferat, nu contează, și să-l aplicăm. Suntem gata. Ia uitați. Oh, cât de nete ți aplică, vedeți? Faceți asta în fiecare zi și credeți-mă că o să arate fondul de ten ca pe o păpușă. Hei, vă popi. Ca de asta.